Deci, dar cred că v-ați obișnuit cu mine că în loc de Biblie deschid un laptop, dar mulțumesc lui Dumnezeu că încă vă mai văd și dacă ați fi în primele bănci, v-aș vedea un pic mai bine. Așa că cei care doriți puteți veni din spate, mai în față, de dragul meu. În seriile acestea vom sta lângă slujirea în familie. Cel care predică în seara asta este dânsul, nu eu, pentru că neputând să-mi leg computerul, trebuie să fie foarte atent, să intuiască ce am de spus și să vină cu mine ca să vedeți pe ecrane textele și adevărurile din seara aceasta. Aș vrea să începem împreună repetând câteva cuvinte pe care vom încerca să construim apoi întregul mesaj. Primele trei de care ne vom ocupa în seara aceasta le aveți în față. Curaj, disciplină și înțelepciune. Spuneți cu mine. Curaj, disciplină și înțelepciune. Și aș vrea să-i rog pe frați să spună cu mine în primul rând, primul cuvânt. Care e acela? Curaj. Noi suntem mai curajoși, zicem noi, și m-aș bucura dacă soțiile noastre ar vedea lucrul acesta în zilele, săptămânile care urmează. Următoarele trei cuvinte sunt smerenie, blândețe și pe urmă îndelungă răbdare și îngăduință. Spuneți cu mine, smerenie, blândețe, îndelungă răbdare și îngăduință. Încă o dată, smerenie, blândețe, îndelungă răbdare sau îngăduință și îndelungă răbdare. Iertați-mă, eu le-am schimbat. Pe urmă avem două cuvinte care sunt ușoare, dar e mai greu de făcut acest lucru. Dezbrăcare și îmbrăcare. Dezbrăcare și îmbrăcare. Dezbrăcare de omul vechi și din păcate de multe ori vine cu piele cu tot și de aceea e greu de dezbrăcat omul vechi și cărăm zdrențele lui după noi de-a lungul vieții creștine, dar Dumnezeu ne cheamă să ne îmbrăcăm cu omul cel nou care este făcut după chipul lui Dumnezeu de o neprihănire și o sfințenie pe care o dă adevărul. Surorilor, care este al nouălea cuvânt? Supunere. Well, este un cuvânt cam dificil în zilele noastre, dragii mei. Trăim într-o lume unisex și noi vrem egalitate între sexe și de aceea cuvântul supunere nu place nimănui. Noi venim din Canada, din Vancouver și în familia în care am fost niște copii foarte frumoși, toți sunt la colegiu, băieții, și vorbesc cu cel mai mare și îl întreb, ce ți-ar plăcea să faci? Zice el, vreau să n-am șef. Cu alte cuvinte, să fiu propriul meu șef, să fac doar ce vreau. Zic eu, bună treabă, cam greu în lumea aceasta. Observați, nu doar soțiile trebuie să supună, și noi avem șefii noștri și șeful nostru suprem este în ceruri. Dar apoi, Scriptura spune, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica. Deci supunerea trebuie să meargă mână în mână cu iubirea. Iubirea. Și Domnul Iisus este model și în una și în cealaltă, și pentru soții și pentru soț. Pe urmă urmează relația părinți-copii. Copiilor Dumnezeu le cere ascultare, iar părinților să-i crească în învățătura și în mustrarea Domnului, să-i educe spre slava lui Dumnezeu. Aceste 12 cuvinte aș vrea să le îmbrăcăm și să le dăm viață. Dați-mi voie să încep cu un text din 2 Corinteni. Este vorba de Sfântul Apostol Pavel. Îndrăznește, pune-mi-l unde vrei tu, ca să sune ceva mai bine. Data viitoare mi-aduc microfonul de reverb de acasă, dar sunteți cam departe, asta e toată problema. E mai bine așa? Dar eu am încă un sfat, băncile din față goale, puteți veni aici, auziți bine, vedeți bine și vă prinde mai bine și dumneavoastră și mie. Mulțumesc tare mult! Deci spuneam că în 2 Corinteni îl avem pe Sfântul Apostol Pavel înaintea noastră și dați-mi voie să-i citesc câteva cuvinte din 2 Corinteni 11, începând cu versetul 23. Pavel este foarte supărat de faptul că biserica și-a deschis ușile pentru apostolii mincinoși, pentru învățăturile false. Și uitați-vă
polemica în care intră, dacă vreți, contradicțiile în care intră Pavel cu acești slujitori. Sunt ei slujitori ai lui Hristos? Vorbesc ca un ieșit din minți. Eu sunt și mai mult, în ostenel și mai mult, în temnițe și mai mult, în lovituri fără număr. De multe ori în primejdie de moarte, de 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. De 3 ori am fost bătut cu nuiele. Odată am fost împroșcat cu pietre. De 3 ori s-a sfărâmat corabia cu mine și o noapte și o zi am fost în adâncul mării. Versetul 26. Deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor de neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii din cetăți, în primejdii din pustie, în primejdii pe mare, în primejdii între frații mincinoși, în osteneli și necazuri, în priveghiuri adesea, în foame și sete, în posturi adesea, în fric și în lipsă de îmbrăcăminte și pe lângă lucrurile de afară, în fiecare zi, mă apasă grija pentru toate bisericile. 29. Cine este slab și eu să nu fiu slab? Cine cade în păcat și eu să nu ard? Dacă l-am întrebat pe Pavel, Pavel, altă treabă n-ai în lumea asta așa frumoasă pe care a creat-o Dumnezeu, în care te poți odihni, poți să-ți vezi de călătoriile tale, de vacanțele tale, decât să pătimești și să suferi atât de mult? Dar de ce le faci, Pavel, toate acestea? Dragii mei, el ne-a răspunde simplu, fără să ezite. Pentru că biserica sau mireasa lui Hristos este tot ce a venit Hristos să mântuiască de pe pământ. Noi toți alergăm de dimineața până seara. Nu vă întreb ce ați făcut astăzi, ieri, alaltăieri, în săptămâna care a trecut. Dragii mei, adevărul este că majoritatea dintre noi vom face ceea ce a făcut și Alexandru Macedon după ce a cucerit lumea. A zis, lăsați-mi afară, din coșciuc, brațul drept, ca să vadă toți că nu duc nimic cu mine din lumea aceasta. Oare de ce ne-a învățat Domnul Iisus acea unică rugăciune pe care o știm cu toții? Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Atunci când vrei să-ți păstrezi averia, agoniseala, lucrurile pentru care ai trudit, investești în lucrurile care rămân. Acum în America este probabil de mai multă vreme, dar invest in gold, invest in silver, da? De ce? Din pricina inflațiilor, din pricina prețurilor care cresc, dar din păcate, dacă îți depui bani în bancă, 117 milioane de identități furate doar de sărbători. Așa că nu mai știi dacă conturile îți vor fi pline sau goale mâine. Dar dacă Domnul Iisus a venit din cer să mântuiască de pe pământ doar biserica Lui, dragii mei, nu se merită să investim energie și timp în zidirea bisericii Lui? Spuneți-mi, n-am fi înțelept să luăm cu noi toate aceste lucruri dincolo de moarte, dincolo de mormânt, pentru că astea vor fi în veșnicie. Toate celelalte le vom lăsa aici. Știți care e problema noastră? Noi toți avem impresia că biserica e clădirea asta. Vreau să vă dezamăgesc. Eu am fost și în prima clădire a dumneavoastră. Acolo am început Efeseni și azi m-am întors la ea. Dar de atunci ați construit, aveți un locaș extraordinar. Am fost și aici data trecută. Dar nu uitați, biserica suntem noi, nu zidurile. Casa lui Dumnezeu suntem noi, dacă păzim până la sfârșit încrederea și nădejdea cu care ne lăudăm. Dar mai este ceva. Biserica începe în cel mai neglijat loc și realitate din partea noastră a multora. Plecăm dimineața, ne întoarcem seara. Copiii sunt cu cheile în gât, vine autobuzul, îi duce la școală, îi aduce înapoi. Seara suntem rupți de oboseală, nu avem timp pentru ei, nu avem timp unul pentru altul. Biserica începe în familie. Amin? Amin? Biserica începe în familie. Și de aceea putem lua scrisoarea lui Pavel adresată bisericii, putem deduce principiile care sunt ale lui Dumnezeu și putem să aplicăm aceste lucruri la familia noastră. Uitați-vă la imaginea din fața voastră.
Imaginați-vă că sunteți tineri și vă pregătiți de căsătorie. Ar trebui să trec printre bănci, să vă întreb care de când sunteți căsătoriți. Noi batem azi mâine 40 de ani de căsătorie cu soția mea, este cu mine aici, Nora. Dar dacă aș mulțumi cuiva, dacă aș putea întoarce timpul înapoi, în loc să facă cu mine consiliere premaritală, să-mi vorbească despre lucrurile care țin de căsnicie, dacă mi-ar fi vorbit despre ce e biserica, poate că astăzi și familia mea arăta un pic mai bine. Știți de ce? Atunci când familia este așezată pe coordonatele unei biserici, familia devine o biserică. Nu știu, la frații penticostali, câți trebuie să se adune ca să primească autorizație de funcționare de la Uniune. La noi vreo 21 de membri. Dar gândiți-vă la familiile voastre, aveți 2 copii, 5 copii, 10 copii, ei se căsătoresc, aveți nepoți. Nu trece mult timp și deja sunteți 21. Puteți merge să cereți autorizație de funcționare. Cu alte cuvinte, biserica este locul în care Domnul Iisus Hristos este prezent. Dacă El nu-i prezent, noi suntem un club. Dar dacă El este prezent, suntem biserica Lui. Ori Scriptura spune acolo unde 2 sau 3 sunt adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Cu alte cuvinte, familia este celula de bază a bisericii, biserica începe în familie. Biserica începe în familie. De ce sunt bisericile noastre bolnave, dragii mei? Pentru că familiile noastre sunt bolnave. O familie crește sănătos dacă este așezată pe tiparele unei biserici. Da. Familia este chemată să devină o biserică. Vreau să vă spun, indiferent cât de frumos ne-am îmbrăcat, și am venit, m-am îmbrăcat ca acasă, mi-am pus cravata și când m-am uitat în jos și am văzut că fratele Antemie nu are, am dat-o și eu jos. Am zis, am pus acolo că nu atârnă cuvântul lui Dumnezeu de gâtlegăul pe care îl purtăm, așa îi spuneau bătrânii. Dar vreau să vă spun că bisericile noastre sunt bolnave, pentru că familiile noastre sunt bolnave. Tot ce nu e adevărat în familia mea, nu e adevărat nici aici. Noi aducem bolile noastre cu noi, problemele noastre cu noi, nevoile noastre cu noi. Îmbolnăvirea sau însănătoșirea unei familii depinde de îmbolnăvirea sau însănătoșirea sau a bisericii, de îmbolnăvirea și însănătoșirea familiilor. Prima dată când am fost la dumneavoastră, am început cu cartea Efeseni. S-a făcut ora 9, s-a făcut ora 10, s-a făcut ora 11 și ne-ați spus să plecați acasă. Și am zis, dacă atât de mult v-a plăcut cartea Efeseni, am să o iau încă o dată. Dar de data aceasta n-am să vorbesc despre familia mare, despre biserică, ci aș vrea să învăț din familia mare, din biserică și să duc principiile acestea la familia mică, la relația dintre mine și soția mea, între mine și copiii mei, dintre tine și partenerul tău de viață. Scopul slujirii lui Pavel, cu el am început, se vede cel mai bine din rugăciunile pe care el le rostește. Rugăciunile pe care el le rostește. În Efeseni sunt 2 rugăciuni mari, în capitolul 1 și în capitolul 3. Și uitați-vă ce cere el de la Dumnezeu. Versetul 17 din capitolul 1. Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți 3 lucruri. În primul rând, care este nădejdea chemării Lui? Care e chemarea aceea care Dumnezeu a pus-o înaintea noastră, spre care alergăm în nădejdea că vom deveni ceea ce El așteaptă de la noi? Care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți? Sfinții suntem noi, fiecare. Noi alergăm spre această nădejde, dar întrebarea este ce se întâmplă cu fiecare dintre noi pe drum, cum ne transformă Duhul lui Dumnezeu într-un chipul și asemănarea Fiului Său. Deci nădejdea chemării Lui, bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți și care este față de noi credincioșii, nemărginita mărime a puterii sale, după lucrarea puterii tăriei Lui pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că L-a înviat din morți și L-a pus să șadă la dreapta Sa în locurile cerești, mai pe sus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi, nu numai în viacul acesta, ci și în cel viitor.
scopul întregii lucrări a lui Pavel. Doamne, deschide-le ochii să priceapă la ce ai chemat, care este nădejdea chemării tale. Dar nu există doar o țintă spre care alergăm, există un proces al sfințirii la care suntem chemați. Și de aceea el se roagă, Doamne, ajută-i să guste, să experimenteze bogăția moștenirii slavei sau slavei moștenirii tale în fiecare dintre ei, în sfinți. Și care este nemărginita mărime a puterii tale. Dragii mei, Dumnezeu ne-a chemat să fim un templu sfânt pentru Domnul. Am fost creați după chipul lui Dumnezeu pentru părtășie cu Dumnezeu. Dumnezeu nu locuiește în temple făcute de mâini. Cerul și pământul sunt create de El. Cerul este scaunul domniei Lui și pământul așternut al picioarelor Lui. Dumnezeu ne-a creat după chipul Său să locuiască în noi, să locuiască în biserica Lui. Deci noi am fost chemați să devenim un templu sfânt. Știți ce înseamnă sfânt? Pus de o parte din murdăriile acestei lumi, un templu sfânt pentru Domnul. Dar pentru ca să fim un templu sfânt pentru Domnul, nu e suficient să zugrăvim pereții clădirii în care ne întâlnim? Dragii mei, trebuie curățite inimile celor care intră în această clădire. Și de aceea suntem chemați fiecare dintre noi să devenim asemenea chipului Fiului Său. Să fim transformați din slavă în slavă prin puterea Duhului Sfânt într-un chipul și asemănarea Domnului Iisus Hristos. Aceasta este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți. Și spuneți-mi, cum ar fi posibile astfel de lucruri dacă n-ar lucra în noi nemărginita mărime a puterii lui Dumnezeu? Aceste lucruri pot fi atinse doar prin nemărginita mărime a puterii lui Dumnezeu, care este Duhul Sfânt. Dragii mei, cine n-are Duhul lui Hristos nu este a Lui. Biserica în care Duhul lui Dumnezeu nu lucrează, n-are nimic a face cu Hristos și împărăția Lui. A doua rugăciune a lui Pavel este în capitolul 3, versetele 14 la 21. Le vom citi un pic mai târziu. Dar planul lui Hristos pentru cei dragi din casa mea, începând cu soția mea, este fiul meu Filip cu mine, celălalt Benjamin este în California, acolo mai avem doi nepoți, am fost la ei peste sărbători de Crăciun și de Anul Nou și am plecat din California spre nord. Și mai avem o fetiță acasă cu doi copii și ne așteaptă să ne întoarcem. Dar planul lui Hristos pentru fiecare membru al familiei mele este să guste, să se umple cu bogăția slavei lui Dumnezeu. Asta să fie moștenirea Lui, lucrurile după care le alergăm, pe care le adunăm în viața noastră. Să ajungem plini de toată plinătatea Dumnezeirii. Incredibile cuvinte. Dragii mei, asta se roagă Pavel pentru noi și asta doar Duhul lui Dumnezeu le poate rezolva în noi. Acum, când spun că Dumnezeu ne-a chemat să fim un templu sfânt pentru Domnul și în familie trebuie să înceapă lucrul acesta, dați-mi voie să dau coordonate puțin mai concrete la aceste lucruri. În Galateni, capitolul 5, avem faptele firii pământești și roada Duhului. Roada Duhului din potrivă. Și acum, gândiți-vă la familiile voastre, la relația dintre soț și soție, la părinții copii, la relația dintre frați. Și spuneți-mi, de ce e plină familia noastră? Ce mustește în ea? Ce e acolo de luni până luni? Sau de duminică până duminică? Este oare în familia noastră dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, credincioșie, blândețe, înfrânarea poftelor sau stăpânire de sine? Dragii mei, Duhul lui Dumnezeu nu-i Duhul dracilor, dar de foarte multe ori noi nu știm să alegem între cele două feluri de duhuri. Duhul lui Dumnezeu se legitimează întotdeauna prin roada Duhului, nu prin darurile Duhului. Darurile sunt simple vase. Ceea ce trebuie să poarte aceste vase, în mod invariabil, indiferent că e un degetar sau un butoi, este roada Duhului. Și roada Duhului este prezența lui Dumnezeu în noi. Dacă noi devenim un templu
sfânt pentru Domnul, atunci roada Duhului trebuie să se manifeste în relațiile dintre noi. Felul care vorbesc cu soția mea, cu copiii mei. Dați-mi voie să mai citesc încă o dată textul. Roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, stăpânirea de sine sau înfrânarea poftelor. Textul spune, împotriva acestor lucruri nu este lege. Când aceste lucruri sunt prezente în familia mea, în viața mea, legea lui Dumnezeu nu mă acuză în niciun fel. Pentru că legea nu este împotriva mea, puterea nemărgită a lui Dumnezeu este liberă să lucreze în viața mea, în familia mea. Versetul 24 continuă. Cei ce sunt ai lui Hristos și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Cu alte cuvinte, dacă ne lăudăm cu Duhul, lăsați vecinii, copiii, soțul, soția să vadă pe Duhul Sfânt în viețile noastre. Să vadă roada, prezența Duhului Sfânt în viețile noastre. Unul din textele despre care vom vorbi, dacă ne va ajuta Domnul, este versetul 22 din Efeseni, capitolul 5. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Oare dacă bărbații noștri ar fi plini de Duhul Sfânt, dragoste, bucurie, pace, de lungă răbdare și toate celelalte, spuneți-mi, ar fi greu să ne supunem lor, surorilor? Well, nu prea aud. Poate că bărbații dumneavoastră sunt realmente Domnul în persoană. Ori vă uitați la ei, ori vă uitați la Dumnezeu, este același lucru. Da? Observați, noi am fost chemați să devenim un templu sfânt pentru Domnul. Duhul lui Dumnezeu să locuiască în noi. Iar dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în noi, roada Duhului se mulțește în viețile noastre, în relațiile noastre. Dați-mi voie să urc un pic mai sus în Galateni, capitolul 5, versetul 16 la 21. Zic, dar umblați cârmuiți de Duhul, călăuziți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Și faptele firii pământești. Și acum gândiți-vă din nou, haideți să ne gândim la familiile noastre, câte din lucrurile acestea sunt prezente acolo și dați-mi voie să vă spun, mă doare inima umblând prin lume și văzând cum lumea invadează biserica și biserica suntem noi, nu zidurile. Noi, viețile noastre, faptele firii pământești sunt cunoscute, sunt acestea. Prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide. Ridicați mâna cei care vreodată v-ați certat în casă cu nevasta sau cu bărbatul. O, sunt foarte mulți sfinți aici în Seattle. Cred că mă mut și eu împreună cu soția mea, pentru că majoritatea n-ați îndrăznit, zic, noi nu ne-am certat niciodată. Dragii mei, eu nu cred lucrul acesta. Mințiți, vă spun, din start. Da? Din start vă spun lucrul acesta. Observați, poate că nu sunt prea curvii și curvii, cu toate că viețile noastre, casele noastre sunt pline de pornografie, copiii noștri pe internet, bărbații, dragii mei, te și apucă groază. Stau de vorbă cu tineri, prinși de pofta aceasta și te miri că bărbații sunt lipsiți de vlagă. Li se duce vlaga în acest flagel al secolului în care trăim. Dar dacă n-ar fi vorba despre astea, închinare la idoli, cu toate că nu știu cât stați în fața ecranului, intru prin case și toți aveți niște ecrane uriașe în camerele de zi, poate că în biserica asta nu, și numai la baptiști găsesc așa ceva. Dar ce cu vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide? Știți care e una din durerile mele? Indiferent că mă duc în Australia sau vin în America. Vin la o biserică, când vin data viitoare, sunt trei. Dacă n-ar fi certuri, zavistii, mânii, neînțelegeri, dezbinări, certuri de partide, v-aș găsi pe toți într-o adunare să mustească locul de... Așa e în Vancouver, așa e în LA,
În Seattle probabil că nu e așa. Dar observați, Duhul și firia lucrează lucruri complet diferite. Dacă suntem o familie creștină, dacă facem ceea ce ni s-a spus la ora de rugăciune, să ne împlinim promisiunile, jurămintele pe care le-am făcut Domnului, știți cum ne-am încreștinat? L-am mărturisit pe Domnul Iisus Hristos cu gura noastră ca Domn. Am crezut în inima noastră că este un Dumnezeu și un Domn viu, care trebuie ascultat, cu care trebuie să povestim, căruia îi place sau nu îi place cum ne trăim viața. Dragii mei, este jurământul pe care noi l-am făcut, altfel n-am fi creștini. Câți dintre noi îl ținem? Dacă roada Duhului este prezentă, înseamnă că Domnul Iisus Hristos, prin avocatul Lui în inima noastră, prin Duhul Sfânt, își pregătește mireasă, sfântă și fără pată, fără zbârcitură. Dar dacă astfel de lucruri sunt în viața noastră, atunci probabil că Satana domnește în familiile noastre. Și vom discuta despre omul vechi și omul nou la dezbrăcare și îmbrăcare. Deocamdată dați-mi voie să citesc mai departe de pisme, ucideri, beții, îmbuibări. Și Pavel se oprește, zice, alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri, cei ce se complac în astfel de lucruri, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Dragii mei, Dumnezeu așteaptă de la noi nu doar o sfințire în acte, ci o sfințire în fapte. Eu am primit un certificat când m-am dus la sfat sau la primărie cu Nora Ponta. Îl am și acum acasă. Și am un certificat de căsătorie. Credeți că îi ajunge soției mele un certificat de căsătorie? Nu, nu. Ea vrea și așteaptă de la mine să mă vadă soțul ei și tatăl copiilor ei. Să mă vadă croind cărare dreaptă pe urmele lui Hristos și chemându-mi familia după mine. Asta înseamnă să trăiești viața de familie în fapte, nu doar în acte. Dar este la fel și în relația cu Hristos. Dragii mei, noi am intrat în relație cu El, dar dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. În ce măsură este familia mea un templu sfânt pentru Domnul? Cu alte cuvinte, dacă stau cinstit înaintea lui Dumnezeu, eu n-am venit să vă judec, dacă nici Domnul Iisus n-a venit să judece lumea, de ce să o fac eu? Ci am venit ca împreună să stăm, să ne oglindim în cuvântul lui Dumnezeu, să vedem care-i realitatea în familiile noastre. Dragii mei, degeaba punem măștile, ne îmbrăcăm frumos și venim la adunare. Cum e familia? Așa va fi biserica. Pentru că biserica este suma familiilor noastre. Dar mă întreb și eu și vă întreb și pe dumneavoastră, oare la ce ne-ar ajuta să stăm să ne văicărim, să spunem că soțul nu-i cum ar trebui să fie, soția nu-i cum ar trebui să fie, părinții nu-s cum ar trebui să fie sau copiii nu-s cum ar trebui să fie? La ce ne-ar ajuta lucrul acesta? Cred că după cum Pavel s-a pus la dispoziția Domnului Iisus Hristos pentru zidirea bisericii lui, tot așa trebuie fiecare dintre noi să ne punem la dispoziția lui Hristos pentru zidirea familiilor noastre. Indiferent cine ești, părinte sau copil, soț sau soție. Și de aceea am să încep cu primul verset din capitolul 3, să extrag un principiu pe care să-l duc cu mine în familia mea. Capitolul 3, Pavel își începe rugăciunea pe care o întrerupe și o continuă în versetul 14 la 21. Dar uitați-vă cum începe Pavel. Iată de ce eu, Pavel, întemnițatul lui Hristos pentru voi neamurile. Sunt cel puțin trei personaje în textul nostru. În primul rând este Pavel, este un pușcăriaș. Dar nu-i pușcăriașul Romei, spune el, ci este pușcăriașul lui Hristos, întemnițatul lui Hristos și pe urmă mai sunt și neamurile. Observați, el este în pușcărie, în mod special, din pricina neamurilor. Pentru că evreii l-au părât și l-au târât în fața judecătorilor din pricina Evangheliei pe care l-o propovăduia. Dar Pavel nu gândește așa. Pavel spune, eu sunt întemnițatul lui Hristos pentru voi neamurile. Întemnițatul lui Hristos. Dacă răsfoiți epistolele lui Pavel, veți vedea că el îi place, sau lui îi place să se numească apostol al lui Iisus Hristos, sau trimis al lui Iisus Hristos. Dar poate și mai mult decât atât, îi place să se numească rob al lui Iisus Hristos.
Le găsiți în Biblie, nu trebuie să justific eu lucrurile acestea. Dar aș vrea să spun doar atâta. Dacă mă gândesc la un rob, fratele vă împarte prăjituri, așa că luați-le cu voi, nu știu exact despre ce e vorba, dar probabil sunt schițele pentru seriile acestea, așa că completându-le veți putea pricepe mai bine ce vrem să spunem. Ceea ce urmează e prea important ca să-l pierdeți, de aceea îi las să-și termine lucrarea, frații mei. Și dă-le câte un ștos la fiecare bancă și atunci ai terminat mai repede. Ei le împart între ei. Pavel se numește pe sine, acum fiți un pic atenți la mine, lăsați că le veți răsfoi un pic mai încolo, rob al lui Iisus Hristos sau apostol al lui Iisus Hristos. Nu e așa că robul este în slujba stăpânului său. Cine este stăpânul lui Pavel? Biserica din Efes? Neamurile? Nu, Domnul Iisus. De ce este rob al lui Iisus Hristos? El este apostolul sau trimisul lui Iisus Hristos. Dacă e trimisul lui Iisus Hristos, el trebuie să împlinească voia lui Hristos pentru biserica din Efes sau pentru biserica din Filipii sau biserica din Corint sau Colose sau oricare din celelalte biserici. Primul principiu pe care l-aș deduce, uitându-mă la Pavel, a zis, vreau să învăț ca să pot aplica în familia mea, este că Dumnezeu ne cheamă să ne dăm rob lui Hristos de dragul celor din familia noastră și nu robi celor din familia noastră de dragul lui Hristos. Nu știu dacă înțelegeți diferența. E foarte ușor să dai rob soției tale și să îi împlinești toate mofturile și să alergi de dimineața până seara pentru încă o pereche de păpuci și pentru că încă curând de haine. Foarte ușor. Dragii mei, soțiile noastre știu să cheltuiască ceea ce noi câștigăm, da? Copiii noștri nu se mai satură veci, apar telefoane noi în fiecare ceas. Acum îți trebuie ultimul telefon în clasa 3-a, că toți colegii au. Dragii mei, uitați-vă în casele noastre câte lucruri am adunat de care n-avem nevoie. La mine în casă sunt, la voi în casă sunt. Dar toate astea costă timp, costă alergare, costă oboseală. Dar acum, cui te-ai dat rob? Păi, m-am dat rob nevestei să fie mulțumită și m-am dat rob copiilor ca să aibă și ei ce au și ceilalți. Dragii mei, primul principiu este cine te-a cumpărat? Cine a plătit preț de sânge pentru tine? Nevastă ta, copiii tăi, soțul tău, soția ta? Nu, Domnul Iisus Hristos. Amin. Dacă El a plătit, înseamnă că noi suntem robii Lui, nu robii celor din casa noastră. Este o mare diferență. Dacă mă dau rob nevestei, împlinesc dorințele nevestei. Dacă mă dau rob lui Hristos, împlinesc așteptările lui Hristos. Și eu cred că foarte multe familii sunt cu susul în jos, dragii mei, pentru că acest principiu fundamental l-am călcat sau nu-l ținem. Rob al lui Hristos de dragul familiei și nu rob familiei de dragul lui Hristos. Citiți împreună cu mine. Rob al lui Hristos de dragul familiei și nu rob familiei de dragul lui Hristos. Pentru asta îți trebuiesc trei lucruri. Curaj, disciplină și înțelepciune. Pentru curaj n-ai nevoie de foarte mult timp. În seara asta poți să iei o hotărâre. Probabil că vom termina cu o rugăciune și în rugăciunea respectivă trebuie să-i spui Domnului Iisus, Doamne Iisuse Hristoase, te-am mărturisit ca Domn, m-ai cumpărat cu prețul sângelui Tău, mă dau rob Ție pentru cei din casa mea și nu invers. Nu rob celor din casa mea de dragul Tău. În seara asta vreau să fac schimbarea sau vreau să iau hotărârea asta în viața mea. Curaj! Ascultați ce spune Pavel, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Dacă mă duc în Galateni 4:19,
Pavel spune, copilașii mei, pentru care iară simt durele nașterii, până va lua Hristos chip în voi. Sau când scrie bisericii din Corint, el le spune, chiar dacă ați avea 10.000 de învățători în Hristos, n-aveți mai mulți părinți? Eu v-am născut în Hristos Iisus prin Evanghelia mea. De aceea călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Asta înseamnă să te dai rob lui Hristos, să calci pe urmele lui Hristos cu toată ființa ta și să-ți chem familia după tine, cum a chemat el biserica pe urmele lui. Avei spune, nu-i cumva prea mult. Apostolul Pavel e pus deoparte din pântecele maicii lui. El este apostolul lui Iisus. Eu sunt un biet om. Am venit și eu până în Seattle, din România și trăiesc viața cum pot și supraviețuiesc într-o țară străină. Dragii mei, dacă textul acesta e prea complicat pentru noi, vă citesc un alt text, Efeseni, capitolul 5, primele două versete. Urmați dar pilda cui? Pilda lui Dumnezeu. Dacă Pavel e prea mult pentru noi, suntem chemați să urmăm pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Și uitați-vă la versetul 2. Trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit, s-a dat pe sine pentru noi, ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Priviți o clipă principiul acesta al împărăției. Dacă vrei să guști viața din belșug pe care a dus-o Domnul Iisus Hristos, atunci trebuie să-ți iei curajul să știi exact care e prioritatea în viața ta. Sunt cei din fața ta sau este Dumnezeu? Observați, Domnul Iisus spune, m-am dat pentru voi de dragul Tatălui spre slava lui Tatălui ca o jertfă și ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Uitați-vă la Hristos. Aici suntem noi, mult mai mulți, biserica lui de-a lungul timpului. El s-a dat pe sine pentru noi, dar s-a dat ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Spuneți-mi, ce vine mai întâi, Dumnezeu sau noi, pentru Hristos? Dumnezeu Tatăl sau noi? Dumnezeu Tatăl. Dacă Tatăl n-ar fi alcătuit un plan în sine însuși, dragii mei, Hristos n-ar fi venit să moară pentru noi. Deci, dorința Domnului Iisus Hristos a fost să împlinească voia Tatălui. El a zis, nu fac nimic de la mine, fac ce-mi poruncește Tatăl. El a venit și a spus, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis. Observați, același principiu este adevărat și în familie. Este Hristos și este soția mea sau copiii mei. Întrebarea mea este, ce vine mai întâi, nevastă mea sau Hristos? Bărbaților, ce vine mai întâi? Hristos ar trebui să vină mai întâi. Cu alte cuvinte, ar trebui să mă preocupă voia lui Hristos, să împlinesc planurile lui Hristos, să stau de vorbă cu Hristos și să vin să aduc înaintea soției mele și a copiilor mei voia lui Hristos. Lucrul acesta este foarte important. Stai și gândește-te, cui te-ai dat rob? Dacă te-ai dat rob celor din casa ta, dacă singura ta preocupare sunt ei, probabil că ești penticostal sau baptist sau ce mai fi, altceva, dar n-ai nimic a face cu împărăția lui Dumnezeu. Pentru că noi de Hristos am fost răscumpărați și voia și planul lui trebuie să o împlinim. Atunci când te dai rob lui Hristos, oare ce cere El de la tine? Ce cere de la tine? Aici vine partea grea și în mod special bărbaților mă adresez, cu toate că soțiile sunt mai disciplinate în asta decât bărbații. Soțiile sunt mai flămânde după cuvânt, mai prezente, mai dornice decât mulți dintre noi. Noi avem pe mintea noastră deșertăciunea acestei lumi, că așa a fost blestemul pe care Dumnezeu l-a rostit, cu sudoarea feței tale să-ți câștigi pâinea. Dar ca să ne dai rob lui Hristos, pentru cei din familia ta, trebuie să ajungi să cunoști voia lui Hristos pentru cei de lângă tine. Să cunoști voia lui Hristos pentru cei de lângă tine. Dați-mi voie să las un pic familia mică, să mă întorc la familia mare și să mă întreb, oare cât timp a petrecut Pavel cu Hristos ca să ajungă să descopere voia lui Hristos pentru biserică, pentru neamuri? Cât timp o fi petrecut Pavel?
Observați, când e vorba de disciplină, este vorba de disciplina studierii cuvântului lui Hristos pentru a înțelege voia lui pentru cei din biserică, în cazul lui Pavel, pentru cei din celula de bază a bisericii, în cazul nostru. Dați-mi voie să citesc din capitolul 1 din Galateni, începând cu versetul 11. Fraților, vă mărturisesc că Evanghelia, ceea ce am de spus bisericii, Evanghelia propovăduită de mine, nu este de o bârșie omenească, nu și are originea la oameni. Nu m-am dus la oameni să-i întreb cum trebuie să mă port cu biserica, ce trebuie să spun bisericii. Pentru că n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Deci am primit tot ce am de spus din partea lui Iisus Hristos și eu cu aceste lucruri mă duc în bisericile în care merg. Deci Evanghelia mea își are obârșia, originea, izvorul, în primul rând în întâlnirea mea personală cu Hristos pe drumul Damascului. În al doilea rând, în timpul pe care l-am petrecut cu Hristos în Scripturi. Și până când nu i-am auzit vorbirea și nu i-am înțeles planul, nici n-am îndrăznit să mă duc să propovăduiesc. Dragii mei, asta este principiul din viața lui Pavel. Uitați-vă la versetul 13. Ați auzit în adevăr care era purtarea mea de altă dată în religiunea iudeilor, cum adică prigoneam peste măsură de mult biserica lui Dumnezeu și făceam prăpădă în ea. Și cum eram mai înaintat în religiunea iudeilor decât mulți din neamul meu de o vârstă cu mine, eram însuflețit de o râvnă nespus de mare pentru datinile străboșești. Dați-mi voie să recapitulez viața lui Pavel. În primul rând, prigoneam biserica lui Hristos, eram mândru de lucrul acesta, pentru că o făceam nu dintr-un zel fără pricepere, ci eram convins că așa este bine. În al doilea rând, eram un foarte bun cunoscător al Scripturilor. Eram mai înaintat în religiunea iudeilor decât mulți din neamul meu de o vârstă cu mine. În al treilea rând, eram însuflețit de o râvnă nespus de mare pentru datinile strămoșești. În ce făceam? Aveam de partea mea Scripturile, credeam eu. Așa cum foarte mulți dintre noi avem impresia că așa cum ne conducem familia sau ne trăim viața, e după voia lui Dumnezeu, dar e doar părerea noastră. Și în al doilea rând, aveam de partea mea încuvințarea mai marilor lui Iuda. Cu scrisori de acreditare mergeam la Damasc ca să sting pe acești urmași ai lui Hristos. Oare cine și ce m-ar fi putut opri din cale decât intervenția supranaturală a lui Dumnezeu? Știți istoria? Lumina aceea care apare pe drum și se prăbușește cu fața la pământ, este orb și laude pe Domnul Iisus vorbind: Saule, Saule, pentru ce mă prigoni? Dar cine ești, Doamne? Eu sunt Iisus în momentul acela, cred că toate puterile s-au scurs din el. El a crezut că Iisus este un impostor și acum se pomenește în fața celui înviat și glorificat, slăvit să fie numele. Și în momentul acela, el zice: Doamne, ce vrei să fac? Cu alte cuvinte, robul tău este stăpânul meu. Fără această intervenție directă a lui Dumnezeu în viața lui Pavel, dragii mei, nimeni nu l-ar fi întors de pe drumul lui. Versetul 15. Dar când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele maicii mele și m-a chemat prin harul său, a găsit cu cale să descopere în mine pe Fiul său, ca să-l vestesc neamurilor. Observați principiul. Dacă eu, ca și cap al familiei, preot al familiei, nu descoper în mine, în lucrarea, în dialogul meu, în cititul Scripturii, voia lui Hristos pentru cei din casa mea, spuneți-mi ce am să le propovăduiesc, să le spun. Dar pot bate cu pumnul în masă. Pot să spun, câtă vreme ești în casa mea, faci așa cum îți spun eu. Pot să fac lucrul acesta. Dar nu uitați, anii trec și pruncul, la 17 ani, dus. Și nu-l mai vezi veci, nici în biserică, nici în familie. Deci, dacă ești roba lui Hristos, în tine Hristos trebuie să-și descopere planurile, voia, dorințele pentru tine și pentru cei din casa ta. Dar întâlnirea cu Hristos a strânit în forul lăuntric al lui Pavel o extraordinară zbatere. Și dați-mi voie să încerc să o înțeleg. Pe de o parte, Iisus este Hristosul. N-am mai putut tăgădui lucrul acesta. Iisus este Hristosul, deci împlinirea tuturor profețiilor Vechiului Testament. El cunoștea Vechiul Testament. Îl aștepta pe Mesia, dar nu pe acesta.
Și dintr-o dată se pomenește în fața lui și el știe că Iisus este Hristosul. Pe de o parte. Pe de altă parte, toată școala mea la picioarele celui mai înțelept rabin al vremii, al lui Gamaliel, toate convingerile mele adunate din interpretarea rabinică a Scripturilor contraziceau experiența mea. Și Pavel se pomenește rupt în două. Pe de o parte, Iisus este Hristosul, pe de o parte, tot ce am crezut până la ora asta, din Scripturi, credeam eu. Ce să fac cu această prăpastie? Cum pot să-mi neg experiența, ți-ar fi spus Pavel? Am fost orb 3 zile și mi-am căpătat vederea într-un chip miraculos prin rugăciunea, sau numai rugăciunii lui Anania. Cum pot să neg experiența mea? Dragii mei, aș face o paranteză. Știu că sunt o biserică pentecostală și eu sunt 3/4 pentecostal, dar vă spun, religia nu mântuiește pe nimeni. Nici pe baptiști, nici pe pentecostal. Hristos ne mântuiește pe toți. Experiențele nu pot fi temelie pentru credința mântuitoare. Orice experiență trebuie adusă în lumina Scripturii. Orice experiență. Pentru că veți răsfoi cartea Apocalipsa, eu vin din Vancouver și acolo a predicat Apocalipsa joi, vineri, sâmbătă, duminică, toată ziua. Și știți ce am văzut în cartea aceasta? Singurii care fac minuni sunt duhurile dracilor în Apocalipsa. Vor veni vremuri grele în care va da suflare icoanei fiarei și oricine va primi pe mână și pe frunte numele ei sau numărul numelui ei, 666, nu va putea vinde sau cumpăra și vor fi omorâți oamenii. Vei plăti cu viața, poate, pentru credința ta. Și atunci întrebarea este, ce ai să faci? Observați, orice experiență trebuie adusă în lumina Scripturilor. Aduceți-vă aminte de pilda lui Lazar și a bogatului. A murit și Lazar, a murit și bogatul. Lazar s-a dus în sânul lui Avram, bogatul s-a dus în focul cel veșnic. Și la un moment dat începe un dialog. Numai Domnul Iisus, cel care spune pilda, știe ce se întâmplă dincolo. Se părinte Avrame, trimite-l pe Lazar, măcar un strop, îmi arde trupul. Îmi pare rău, de la noi nu se poate trece la voi, nici de la voi la noi. Părinte Avrame, mai am 5 frați acasă, te rog, trimite-l pe Lazar, să nu vină și în acest loc de chin. Uitați-vă ce le spune, ce îi spune Avram. Avram i-a răspuns, au pe Moise și pe proroci, să asculte de ei, au Scripturile, să asculte de ei. Nu, dacă va învia cineva din morți, vor crede. Avram răspunde, dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus spune că minunile nu pot fi o temelie pentru credința mântuitoare. Credința trebuie ancorată în Scripturi. Dați-mi voie să vă aduc un exemplu din viața Domnului Iisus. În seara învierii, 2 ucenici mergeau spre Emaus. Știți povestea. Da? Și un străin vine, se apropie, intră în vorbă cu ei și la un moment dat ajunge acasă, la frângerea pâinii îl recunosc. Și el dispare. Și în momentul acela sare în picioare, fug înapoi în Ierusalim. Știți ce m-am întrebat? De ce Domnul Iisus Hristos, în timp ce mergea cu ei pe drum, mergea așa? Povestind cu ei, încercând să-i tragă, așa cum tragi peștele pe mulinetă, până când toate lucrurile au fost puse pe masa sufletului lor. De ce? Nu putea simplu să zică, hey, wake up, I'm here, se arate palmele. Putea să facă? Putea. De ce n-a făcut-o? Credința lor trebuia ancorată în Scriptură. Știți ce a făcut Domnul Iisus în timp ce stătea așa și povestea cu ei pe drum? A început de la Moise și din toate Scripturile le-a tâlcuit ce este cu privire la el. Cu alte cuvinte, Doamne, ce aș fi dat să fiu la acea lecție de cristologie din Vechiul Testament? Ce n-aș fi dat să fiu acolo? A început de la Moise. Și în momentul în care ei ajung în camera de sus și spun experiența lor, apare Domnul Iisus prin ușile încuiate. Știți ce a făcut? Le-a deschis mintea să priceapă Scripturile. Ioan zice, a suflat peste ei Duh Sfânt. Duhul Sfânt ne tălmăcește Scripturile, ne explică Scripturile. De aceea Avram îi spune bogatului,
Au pe Moise și pe proroci. Dacă nu cred în ei, nici dacă ar învia cineva din morți, nu vor crede. Pavele, cum ți-ai armonizat experiența cu Scripturile? Experiența cu Scripturile. Dați-mi voie să citesc textul mai departe în Galateni. Dar când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele maicii mele și m-a chemat prin harul său, a găsit cu cale să descopere în mine, să mă lumineze ca să pricep, să descopere în mine pe Fiul său ca să-L vestesc între neamuri, îndată n-am întrebat pe niciun om. Nici nu m-am suit la Ierusalim, la cei ce au fost apostoli înainte de mine, ci m-am dus în Arabia. Apoi m-am întors din nou în Damasc. Și ce ai făcut în Arabia, Pavel? Dragii mei, cred că a mâncat Scripturile. A băut apă și a citit Biblia. Până când? Dintr-o dată a zis, într-adevăr, Iisus este Hristosul. Ca Domnul Iisus a început de la Moise și din toți prorocii și toate Scripturile până l-au găsit acolo. Dragii mei, Domnul Iisus este prezent pe fiecare pagină a Bibliei. Vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta, sămânța ei. Aceasta va zdrobi capul. Cine este El? Domnul Iisus Hristos, Mesia. Deci, nici nu m-am suit la Ierusalim, ci m-am dus în Arabia. Apoi m-am întors din nou în Damasc. În toată această vreme, Duhul lui Dumnezeu mi-a deschis mintea ca să pricep Scripturile și să ajung convins din Scripturi că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Acum pot rezuma. Pavel spune, ce-am de spus bisericii, adică Evanghelia propovăduită de mine, este de o obârșie divină, nu de o obârșie omenească, deoarece vine în urma întâlnirii mele personale cu Hristos pe drumul Damascului și în urma descoperirii Lui în Sfintele Scripturii. Dați-mi voie să mă întorc înapoi la familie. O familie creștină este o familie în care amândoi s-au întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, în care amândoi l-au mărturisit pe Hristos ca Domn. Asta este o familie creștină. Dacă n-ai avut o astfel de experiență, tot ce urmează în zilele acestea nu-i pentru tine. Dar cred că nu trebuie să aștepți o săptămână. Tu poți să-L mărturisești pe Hristos ca Domn în seara aceasta. Poți să capitulezi înaintea Lui, să te dai rob lui Hristos, să intri în slujba lui Hristos. Trebuie să ai o întâlnire personală cu Domnul Iisus. Dar apoi ai nevoie de disciplină și Pavel este un model. Să luați psalmistul din Psalmul 119. O iau înaintea străjilor de noapte și mă gândesc cuget la cuvântul tău. E nevoie de disciplină să descoperi voia lui Hristos pentru cei din casa ta. Oare cât timp a petrecut Pavel cu Hristos pentru a ajunge să cunoască voia lui Hristos pentru biserică? Capitolul 3 din Efeseni, versetul 3 la 5. Pavel spune, prin descoperire dumnezeiască am luat cunoștință de taina aceasta despre care vă scrisei în puține cuvinte. O descoperire dumnezeiască care are aceste două fațete. În primul rând, întâlnirea personală cu Hristos pe drumul Damascului. În al doilea rând, timpul petrecut în Arabia pentru ca să-și armonizeze teologia cu realitatea celui înviat. Prin descoperire dumnezeiască am luat cunoștință de taina aceasta despre care vă scrisei în puține cuvinte. Citindu-le, vă puteți închipui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos, care n-a fost făcută cunoscută oamenilor în celelalte veacuri, așa cum a fost făcută de cunoscut Sfinților Apostoli și Prorocei lui Hristos prin Duhul, că adică neamurile sunt împreună moștenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi și iau parte cu noi la aceleași făgăduințe în Iisus Hristos, prin Evanghelia aceea al cărei propovăduitor am fost pus eu. Apropii de sfârșit și aș vrea să nu plecați de aici fără întrebările esențiale. Oare am avut curajul să mă dau rob lui Hristos pentru cei din familia mea? Poate că zici, eu vin în biserică aici de o vreme, dar eu n-am avut o întâlnire personală cu Hristos. Dragii mei, nu pleca de aici fără să îl mărturisești cu gura ta pe El ca Domn. Să te supui Lui, să te așezi la picioarele crucii Lui, să accepți ca sângele Lui să-ți spele păcatul.
Pentru că te-a plătit cu sângele Lui scump. Ești și tu, sunt și eu, rob al Lui Hristos. Și în seara aceasta adu-ți aminte de mărturisirea pe care ai făcut-o și reînnoiește în inima ta acest jurământ pe care l-ai făcut. Doamne Iisuse Hristoase, ești Domnul și Dumnezeul meu, ești Stăpânul meu, sunt la dispoziția ta. Dar dacă ai avut curajul să te dai rob lui Hristos sau să mă dau rob lui Hristos, cât timp sunt dispus să pun deoparte pentru ca să cunosc voia Lui? Hard question. Așa-i? Am fost în Italia în toamnă cu Norica și acolo bisericile încep nu la 7, ci la ora 8 seara. O mulțime de tineri, o mulțime de copii în bisericile penticostale, acolo am fost în Italia. Și, dragii mei, te uiți la vieții oameni absolut rupți de oboseală, storși ca o lămâie. Storși ca o lămâie. Mă întreb, de unde timp pentru Scriptură? Dragii mei, niciunul nu avem mai mult de 24 de ore, nici noastră, nici eu. Cu toate acestea, Scriptura ne spune așa, și o promisiune a lui Dumnezeu, dacă El minte, cuvintele n-au valoare, dar Dumnezeul meu nu este un om ca să mintă. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprienirea Lui și mâncarea și îmbrăcămintea vi se vor da pe deasupra. Iar Scriptura spune, dacă aveți ce mânca și cu ce vă îmbrăca, din când în când o întreb pe soția mea, e aici lângă mine, Nora, suntem de aproape 40 de ani împreună, ți-a fost foame cu mine? E rușine să zică că eu fost foame, se uită și ea în oglindă, mă uit și eu și nu arătăm ca doi flămânzi, da? Ea zice nu. Și mai pun o întrebare. Ți-a fost frig cu mine? Ea zice nu. Dacă nu ți-a fost foame și frig, eu mi-am împlinit datoria. Pentru că Scriptura spune, dacă aveți ce mânca și cu ce vă îmbrăca, vă este de ajuns. Și ea și eu avem mult mai mult, dragii mei. Mult mai mult. Și voi toți aveți mult mai mult decât atâta. Și de aceea întreb eu, de ce să mai alerg în plus pentru un pumn de deșertăciune în loc să mă hrănesc cuvântul lui Hristos, să stau de vorbă cu Hristos? Nu spune Domnul Iisus că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu? Nu-mi pot hrăni sufletul nici cu case, nici cu mașini, nici cu slujbe, nici cu bani, nici cu călătorii, dragii mei. Nu pot să-mi hrănesc sufletul. Sufletul meu are nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Când Duhul lui Dumnezeu mă naște din nou, două lucruri dovedesc nașterea din nou. Foamea după cuvânt și foamea după frați. Dacă astea două lucruri nu sunt acolo, oi fi baptist, dar nu-s născut din nou. Și tu la fel. Sunt două dovezi clare are naștere din nou. Foamea după cuvânt și foamea după frați. De ce? Pentru că omul lăuntric se hrănește cu cuvântul lui Dumnezeu, ne spune Domnul nostru Iisus Hristos. Biserica, nu uitați, sau mireasa lui Hristos este singurul lucru pe care Domnul Iisus va veni să le ia de pe pământ. Restul tot va pieri. Când Dumnezeu a hotărât să potopească planeta aceasta și a dat drumul la robinetele Universului, s-a plecat și a scos un singur lucru din apă. Ce a scos din apă? Pe cel ce umbla cu Dumnezeu. Pe noi și familia lui. Oamenii! Tot a pierit. Tot! Deșertăciune și goană după vânt. Biserica, ori biserica începe în familia mea și de aceea întreb, de dragul unui lucru veșnic pe care Dumnezeu l-a pus și m-a pus preot peste ea și cap al familiei mele, oare sunt dispus ca în 2014, suntem la începutul anului, să schimb ceva în relația mea cu cuvântul lui Dumnezeu, să mă disciplinez în studierea cuvântului lui Dumnezeu, să vin la frații slujitori din biserică să spun, dragii mei, dați-ne ceva mai consistent și mai sistematic. Să mă adun familia la altarul familiei, să deschid Scriptura împreună cu ei. Al doilea lucru, sunt oare gata să mă rog pentru înțelegerea planului lui Dumnezeu pentru cei din casa mea? Care-i pasul următor pe care trebuie să-l facă soția mea? Care-i pasul următor pe care trebuie să-l fac eu, pe care mi-l cere Hristos? Cum să-l aflu?
Sunt eu dispus să iau copiii mei la rând, cât mi-a dat Domnul, și să stau să mă rog pentru ei până când încep să descoper nevoia sau așteptările lui Hristos pentru fiecare în parte. Noi avem 3 copii. Mijlociul este cu noi, povestiți cu el. Ăsta e primul care s-a întors la Domnul. El a fost săpunul acela care a sărit în sus între ceilalți 2. Dragii mei, sunt 3 copii complet diferiți. Nu putem să-i băgăm într-un tipar pe toți 3. Și așa sunt toți copiii noștri. Toți diferiți unul de celălalt. Doamne, oare care e voia Ta pentru ăsta, dar pentru ăla, dar pentru ceilalți? Care e voia Ta? Dumnezeu nu ne strivește personalitatea, ci Dumnezeu ne-a programat din pântecele Maicii noastre, dacă sunt atent la Scriptură, din veșnicii. Și ce dorește Dumnezeu este ca fiecare, soția mea, copiii mei, să ne dezvoltăm și să ne atingem potențialul maxim spre slava lui Dumnezeu. Dar pentru asta, pe lângă curaj și disciplină, ne trebuie foarte multă înțelepciune. Spuneam că avem 3 copii. Cu Filip, care este aici, mi-a fost foarte simplu. Indiferent ce vârstă a avut și până în ziua de astăzi, spun: Filip, ce-ți vreau să discutăm? Da, tată, ce vrei să știi? Care mai are un copil ca al meu? Da, tată, ce vrei să știi? Oa, cu Andreea, cu fica noastră, are și acum 2 copii. Dacă vreau să stau să discut cu ea, mă pironea cu ochii, ea seamănă foarte mult cu mine, mă pironea cu ochii și fără să zic o vorbă, că știa ce așteaptă, îmi spunea fără cuvinte: iar îmi predici. Care din voi aveți un astfel de copil? Iar îmi predici. Cu ea aveam momente absolut speciale în timpul sesiunilor, la examene. Făcea 3 ani într-un singur an. Avea câte 40 de examene într-o sesiune, o ființă de asta care aleargă în jurul stadionului până curge sânge din picioare și nu se lasă. Da? Până la mijloc se frângea toată și intra la mine în birou și când intra în birou ziceam: ups, trebuie să întrerup absolut tot. Lăsam computerul, cărțile, mă întorceam spre ea, ea se ajos, că nu sunt scaune la mine în birou, se așeza jos, știam că we have to talk. După ce începea să plângă, se văicărească și începeam să vorbim, ne puneam amândoi pe genunchi și erau momentele noastre absolut speciale. Cu Ben, cu fiul nostru cel mare, dragii mei, trebuia să prin momentul. Și momentul era aproape la 11:30, 12 noaptea, eu eram obosit. Și trebuia să-mi pun scobitori ca să nu mi se închidă ochii, să nu pierd momentul respectiv. Eram la Rad amândoi, eu eram la o conferință ca asta și eram într-o cameră, dormeam în același pat cu fiul meu și liniște, eu nu dormeam, el nu dormea. Așteptam să se întâmple ceva, să putem povesti. Tată, dorm? Nu? Tu? Nici eu? Vreau să spun ceva, abia aștept, zic. După o pauză zice: mă botez. El a fost ultimul, mă botez. O, asta e copii, în 3 feluri diferite. Dragii mei, nu-i poți spune pe unul după cealaltă, pum, 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 să le citești ce ai de spus. Poți să o faci, nu știu cu ce rezultat. Și de aceea ai nevoie de înțelepciune să spui ce trebuie, când trebuie și cum trebuie. Înțelepciune să spui voia lui Hristos pentru viața lor, când trebuie, cum trebuie și ce trebuie. Pavel nu și-a permis să vorbească cu biserica din Efes, ci el a comunicat așteptările lui Hristos: călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos, scrie bisericii din Corint. Dragii mei, uitați-vă la Pavel, la înțelepciunea lui. Evanghelia aceea, al cărei slujitor am fost făcut eu, după harul lui Dumnezeu dat mie prin lucrarea puteritării lui, da mie, care sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții, mi-a fost dat harul acesta să vestesc neamurilor bogățiile nepătrunse ale lui Hristos, să pun în lumină, și asta este expresia care aș vrea să o rețineți. Dragii mei, copiii noștri au nevoie ca lucrurile să le fie puse în lumină, în lumina înțelegerii lor, pe limba lor, la timpul lor. Și noi ca părinți trebuie să avem foarte mare grijă. Dacă încurci lucrurile, îi întărâți la mânie,
și te faci vinovat, mai bine ți-ai lega o piatră de moară la gât și ai fi aruncat în mare, ne spune Domnul Iisus. Și vom vorbi despre asta la educare. Dar să pună în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine ascunse din veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile, pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi prin biserică înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. După planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Iisus, Domnul nostru. În El avem, prin credința în El, slobozenia și apropierea de Dumnezeu cu încredere. Observați, avem nevoie în casele noastre. Cel mai greu vorbești cu cei din casa ta. E mai ușor vorbești cu homeless și de pe stradă decât cu pruncul tău, mai ales în adolescență. E adevărat? Nu cu toți, sunt foarte diferiți, dar în general, și de-aia este extraordinar să facem parte într-o biserică, când nu pot vorbi eu, va vorbi fratele meu cu el. Noi am trăit bucuria aceasta. Timpul care l-am investit eu în copii altora, l-am primit înapoi când alții au vorbit cu copiii noștri, când alții din biserică au început să-i îndrume în lucruri care probabil de la mine nu le mai primeau. Înțelepciune de a comunica pe limba fiecăruia lucrurile pe care le descoperi în Scriptură cu privire la viața lor, cu privire la pasul următor pe care trebuie să-l facă. Dragii mei, familia este sub tirul celui rău din toate punctele de vedere. Noi am dus o viață de 100 de ori mai ușoară ca și copiii noștri astăzi. Noi n-aveam toate jucăriile alea. N-aveam. De la 2 ani începând, îs pe tablete. Am fost la un frate de-al meu din Cluj, în Houston, care și-a cumpărat capre, oi, boi, vaci, gâște și s-a dus la fermă. Și mi-a spus de ce. N-am putut să iau din mâna nepoților mei. Cum se cheamă chestia aia? Aia de acolo așa. Da? iPhone, iPad, so on. Acum, când vin de la școală, sar în cizme, fug la capre. Așa am crescut majoritatea dintre noi, nu-i așa? Noi n-am avut problemele copiilor noștri. Din păcate, pe iPad-ul respectiv este toată murdăria. Pe internetul în care acum ai Wi-Fi everywhere, da? Ai toată murdăria acestei lumi. Imaginați-vă cum cresc tinerii noștri, absolut încovoiați de spate, din pricina acestor lucruri. Familia este sub atacul celui rău, din toate punctele de vedere. Spuneți-mi, care dintre noi nu ne-am dorit să fim un soț și un tată după voia lui Dumnezeu? Este unul care zice, eu nu vreau chestia asta. N-ați fi aici. Toți ne-am dorit lucrul acesta. Care dintre dumneavoastră n-ați dori să fiți o mamă și o soție după voia lui Dumnezeu? Care dintre noi, frați și surori, n-am dorit să fim părinți după voia lui Dumnezeu? Să fie bucuros Hristos de ceea ce vede în casele noastre? Vin dintr-o familie, ne cunoaștem din Cluj, ei sunt în Vancouver, au 3 copii. Dragii mei, am rămas cu gura căscată în astea câteva zile, uitându-mă la ei. Când împreună cu tatăl lor au un worship band, îs peste tot în misiune. Zile trecute tatăl lor a zis, poate că se deschide un post într-o altă biserică, ce să facem băieților? Băieții au zis, noi mergem cu tine, tată. Wow! Wow! Poate cel mai mare cadou care am primit după ce fiul nostru în 2001 s-a căsătorit în America. Vorbeam cu el la telefon și pun jos telefonul, eram la masă duminică și fiica noastră își mânca supa de tășcuțe sau de laște, ca așa se face la Arad. Duminică, asta e supa de duminică. Și eu zic, vorbind cu mine însumi, nu-mi vine să cred urechilor. Deci am auzit de la fiul meu. El când a venit aici și a văzut că nu are ce are acasă, a adunat un grup de români în jurul lui și stat în Scripturi. Zic, eu nu-mi vine să cred. Și din ce Andreea mânca, spune, ce ai crezut, tată? Noi toți o să facem ce v-am văzut pe voi făcând. Dacă ne-ar fi văzut pe noi alergând ca bezmetici doar după deșertăciune, cum m-aș fi simțit? Noi toți o să facem ceea ce v-am văzut pe voi făcând. Am curajul de
de a spune în seara aceasta, sunt robul Tău, Doamne Iisuse, pentru cei din casa mea. Nimeni nu poate spune în locul Tău. Aici nu e ca și la botezul copiilor mici să se lepede altul de satana pentru tine. Aici trebuie să o faci tu. Trebuie să o fac eu. Cum stau cu disciplina? Asta e partea cea mai grea. Ce schimbări vreau să fac în 2014 ca să am mai mult timp pentru Cuvântul lui Dumnezeu? Ce schimbări? Poate că faci drumuri lungi la servici. În loc să asculți prostii, pune-ți Biblia. Oră dus, oră întors. Lasă Cuvântul lui Dumnezeu să te bombardeze. Când ai un pic de timp, dă-l încolo de televizor, stinge-l, scoate-l afară din casă. Deschide Scriptura împreună cu familia ta. Nu se poate altfel, dragii mei. Răscumpărați vremea, că zilele sunt rele. Dar cât mă rog pentru înțelepciune, când ești obosit, vii de la servici, dosul palmei este cel mai simplu mod de a rezolva lucrurile în casă. Eu am fost vinovat de lucrul acesta. O trebuie să fac un legământ cu fiica mea, să-i spun, draga mea, dacă mai îndrăznesc, mustră-mă înaintea Domnului, mă pocăiesc. Te scot copiii din sărite. Sper că n-ați făcut-o și cu nevasta, da? Dar cât mă rog pentru înțelepciune să vorbesc ce trebuie, când trebuie și cum trebuie. Vreau să vă spun că epistola asta către Efeseni, cu care ne-am întâlnit prima dată când am fost aici, este fie un discurs întrerupt de rugăciune, fie o rugăciune întreruptă de discursul. Știți de ce? Sunt momente în viață când nu poți să vorbești cu cel de lângă tine despre Dumnezeu. Nici cu nevastă. Pentru că auzi aceeași, iar îmi predici. Și momentul acela trebuie să începi să vorbești cu Dumnezeu despre cei din casa ta. Și ăsta este rostul rugăciunii. Iată de ce zic, îmi plec genunchii înaintea Domnului nostru Iisus Hristos. Pavele, oare de ce? Căci prin El și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un Duh. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. În El, toată clădirea bine închegată crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Și prin El și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un lăcaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Familiile noastre nu sunt roduri unor conveniențe sociale. Mergi până la primar sau până la pastor și primești o hârtie și ai o familie. Nu, dragii mei, familiile noastre trebuie să fie un templu sfânt pentru Dumnezeu, un lăcaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Matei, capitolul 18, versetele 19 și 20. Uitați-vă la puterea unei familii dacă este în Hristos. Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi, nu 20, nu 200, doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Căci acolo unde doi sau trei sunt adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Dacă am putea ajunge singur la rezultat, n-am avea nevoie de rugăciune. Dar lupta este pentru sufletele celor din casa noastră, nu pentru lucruri materiale, pentru sufletele celor din casa noastră. Și de aceea, dragii mei, planul pe care Dumnezeu are, ținta pe care Dumnezeu a pus-o înaintea noastră, este imensă, imposibil de atins prin eforturile noastre, să fim plini de toată plinătatea Dumnezeirii. Adică roada Duhului să mustească în relațiile dintre noi. Pentru aceasta avem nevoie de o atingere specială a Duhului Sfânt, de o decizie care să nu se stingă 5 minute după ce am luat-o, ci să împlinească ce ați citit la ora de rugăciune. Voi împlini față de Domnul juruințele mele, juruințele mele. Și rog ca potrivit cu bogăția slavei sale să vă facă să vă întăriți în putere, prin Duhul Lui, în omul dinăuntru, așa încât Hristos să locuiască din inimile voastre prin credință. Pentru că având rădăcina și temelia puse în dragoste, să pricepeți împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea. Și să cunoașteți dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoștință
ca să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Și uitați-vă cum încheie Pavel rugăciunea lui. Iar acelui ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a lui să fie slava în biserică, în Hristos Iisus, din neam în neam, în vecii vecilor. Amin. Unde începe biserica? În casa mea. Cum ar fi să rostesc această rugăciune în dreptul casei mele? A lui să fie slava în celula fundamentală de baza bisericii, în familia mea, în Hristos Iisus, din neam în neam, în vecii vecilor. Și atunci va fi și în biserica lui Hristos care se adună în clădirea asta sau oriunde în altă parte. Amin. Amin.